Pacea Domnului Iisus. E o mare bucurie. Uitați că nu știu să mă arăt bucuria, nu știu să mă exteriorizez, dar în inimă am o bucurie. Pentru că sora noastră a ales astăzi ca să-L urmeze pe Hristos. Amin. Și ăsta e cel mai important lucru care poate să-L facă omul pe pământ. Acum 5 ani de zile stăteam acolo cu un scaun, singur. Și eram praf. Din punct de vedere lumezi, din punct de vedere, eram praf. Dar slăvit să fie Dumnezeu, astăzi stau pe alt scaun, acolo, numai singur, ies cu o soție, ies cu copii. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni 15 cu 19, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Și ne spune mai departe Scriptura în Apocalipsa 21. Ce ne-a pregătit Dumnezeu fiecăruia dintre noi? Spune, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru ca cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui, și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere. Pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Amin. Vedeți, frați și surori, și oameni care în această zi ați ales ca să fiți în acest loc, unde se cheamă numele lui Dumnezeu, dar se mai întâmplă un lucru foarte mare. Cineva, sora noastră, îndeplinește o poruncă în același timp. Pentru că Domnul Dumnezeu ne spune în Faptele Apostolilor 17, dacă puteți ca să afișați Faptele Apostolilor 17, de versetul 30 și 31. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Deci, pocăința, cum spunea și fratele, nu-i numai o opțiune, că vreau sau nu vreau. Pocăința nu-i despre a veni cu un costum la biserică și să ne dăm că suntem pocăiți. Pocăința nu-i despre asta. Pocăința e despre iertarea păcatelor, care nu poate fi iertată cu nimica pe pământul acesta, doar cu sânge sfânt. Deci nu este om, spune Scriptura, nu este om care să nu aibă păcat. Și cine spune că nu are păcat, este un mincinos, spune tot cuvântul lui Dumnezeu și adevărul nu este în el. Ce putem noi ca să facem în aceste vremuri? Putem să stăm nepăsători, să întoarcem astăzi spatele la Hristos și să zicem, Hristoase, eu nu vreau iertarea ta. Eu am decis să mă duc de unul singur pe drumul meu, că și până acum am fost de unul singur. Sau poți ca să vii astăzi și să spui, Iisuse, am nevoie de tine în viața ta. Eu, personal, și aș vrea ca să închei, să fiu cât mai scurt, i-am spus într-o zi, Iisuse, te vreau în viața mea. Și mi-a pus toată încrederea în El. Amin.
Și nu știu, nu v-aș putea exprima în cuvinte ce simt eu acum. Ce bucurie simt. Dar nu e o bucurie mimată. E aceea bucurie care numai Iisus Hristos o poate da. Aceea nu poate fi mimată și nu poate fi înțeleasă de oameni. Doar cine nu simte bucurie și pace. Deci veniți la mine toți cei tuliți și împovărați, zice Scriptura, și eu vă voi da odihnă. Eu vă voi da pace. Veniți la mine cu toate poveștile. Acum, soră, cu asta închei un îndemn. Ce mi-a dat și mie un frate? Noi suntem oameni. Dar Hristos e unul singur. Și uită-te la Hristos. Când ți-i bine, uită-te la Hristos. Și când ți-i rău, uită-te la Hristos. Niciodată să nu te uiți ce poate face ăla sau ce poate face ăla. Și mersul, frate, uită-te la fratele tău. Ca cum ne poruncește Scriptura. Că El e mai presus ca și tine. Așa s-a uitat Iisus Hristos. S-a coborât din cer, a venit, a luat păcatele noastre asupra Lui, ca noi să avem viață, ca noi să avem iertare. Amin. Și știți ce facem noi în ziua de astăzi? Ne ciolovăim între noi. Cum spunea fratele, unul e penticostal, altul e baptist, altul e creștin după Evanghelie. Nu la asta suntem chemați, fraților. Știți la ce suntem chemați? Să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Ca într-o bună zi să ajungem aici, la Apocalipsa 21. Asta o rânduie Dumnezeu pentru noi. Haideți să intrăm într-o rugăciune, ca Dumnezeu să lasă unitate. Eu de la început, când m-am dus de aici, de la biserică, m-am dus și la biserică la Pentecostal. Și le-am zis, hai să te rugăm pentru unitate. Așa a pus Dumnezeu în mine, ca să gândul ăsta al unității. Și cu siguranță, fie că vrem, fie că nu vrem, dacă noi împlinim cuvântul, vom ajunge în cer și acolo fi și penticostali, și baptiști, și spune cuvântul lui Dumnezeu din toate neamurile. Din toate neamurile. Acest loc ar fi trebuit astăzi să fie plin. Dar vedeți, frați și surori, în ce situație ne aflăm noi. Acest loc este numai aici, acolo, 2-3 oameni. E mare păcat. E mare păcat. Dar asta poate să se întâmple și de ce noi povesteam cu fratele Gabi pe mașină. Noi ne pierdem timpul, poate, între noi ca să ciorovăim, în timp ce alți oameni mor pe lângă noi. Aici putea ca să fie toate scaunele alea pline, cu oameni îmbrăcați în haine albe. Dar ăsta e un prim rol. Și Dumnezeu să lucreze, că degeaba noi vrem să facem lucruri. Trebuie ca să le cerem la Dumnezeu, ca El să le ungă de sus, cu ungere sfântă. Păi știți cum ar trebui lucrurile? Cum vrea Dumnezeu? Și Dumnezeu face toate lucrurile bune. Și cum spune cuvântul lui Dumnezeu aici, că El a făcut toate lucrurile noi. Cât e frumos când ai ceva nou. Orice, care îți place mai ales. Dar El a făcut toate lucrurile noi. Și tot ce aici va arde într-o bună zi. Că vrem, că nu vrem, va arde. Dar Dumnezeu a pregătit mult mai mult decât atâta. A pregătit un cer nou și un pământ nou. Pentru fiecare, pentru fiecare. Acolo este loc, acolo nu ca și vezi în locurile înalte de pe pământ, îți trebuie facultate, îți trebuie bani, îți trebuie relații. Nu. Acolo se ajunge la prin credință. Și aș vrea ca să ne rugăm în acest sens, ca Domnul să ne mărească credința, să lase unitate, ca noi toți împreună, care am decis ca să-L urmăm pe Hristos, știți ce să facem? Să aducem rod, fraților. La asta suntem chemați. Să aducem rod. Că am auzit că păhărel mare, păhărel mică, detalii, că din astea, da, sunt lucruri care trebuie rânduite, care se fac în biserici. Dar în primul și în primul rând, trebuie să aducem rod. Că dacă nu aducem rod, ce faci cu pom care nu aduce rod? Și eu am vii acasă, dacă tot am zis că nu, astăzi mai mi-a smulgi un rod, că e uscat, dar de atâția nu mai da rod. Tot să mă întins pe acolo, pe graj, pe ăsta, și nu mai da rod, și am smuls-o. Așa spune în cuvântul lui Dumnezeu. Că ne mai lasă Dumnezeu. Haideți să ne rugăm în acest sens și Domnul să ne călăuzească și în această rugăciune. Amin. Amin. Amin.